e anul curent prioritățile, să spunem așa, de scurtă durată, va fi în primul rând deci un studiu de fezabilitate pe lumina autostradală, pentru că este o problemă, spunem așa, actuală pe toată municipalitatea. O altă prioritate ar fi pentru 2017, deja și-am planificat-o cu inițierea unor lucrări, edificarea unui unei construcții pentru rezervarea câinilor vagabonți. Este o problemă foarte actuală, nu numai în municipiu, peste tot. Știu tendințele asociațiilor care responsabile de protejarea animalelor, care sunt împotriva eutanasierii animalelor, trebuie să fie edificate locuri speciale, amenajate pentru izolarea acestora. Fiindcă nu este doar o problemă în municipiul Bălți, este și o problemă și în Chișinău, precum și în alte. Și trebuie să fie formate condiții corespunzătoare ca să fie soluționată la urmă problema în cauză. O treia prioritate care noi să ne confruntăm, am moștenit-o, spunem așa, din trecut, construcția calitativă a drumului. And the third one inherited from the previous governments is to repair the roads. Deoarece nu sunt economist, sunt după profesie jurist. Da. În 2010 am venit și doctor în drept internațional privat. Da. Dar din experiența din 2015 ajung și respectiv cele existente, asimilate în practici al altor administrații publice locale, un punct din cele atractive pentru un potențial investitor este infrastructura drumurilor dezvoltată, adică căile de acces în oricare autoritate publică locală. Vorbim din municipiu, este un amplasament geografic specific, sunt zone cu ape subterane, etc. Sunt niște probleme tehnice care necesită o tehnologie specifică de construire a drumurilor și sigur că asigurarea dezvoltării durabile a infrastructurii drumurilor. Dar știm că, paralel, sunt deja programe implementate și realizate, vorbim de același municipiu Chișinău, care a accesat credite preferențiale de la Banca Europeană pentru investiții, la cote destul de accesibile și termeni accesibili, care, după cum vedem, s-au implementat. Deja calitatea drumului este altă decât cea a fost înainte în municipiul Chișinău. Sperăm și deja astfel de tendințe se va extinde și în municipiul să lucrăm.